Romani, capitolul 8, versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Ajutorul Duhului Sfânt. Romani 8, cu 5 ne învață că dacă trăim după îndemnurile firii pământești, vom și umbla după îndemnurile firii pământești. Dar dacă trăim după îndemnurile Duhului, vom umbla după lucrurile Duhului. Acțiunile noastre ne urmează gândurile. Altfel spus, dacă avem gânduri pământești, gânduri rele, negative, nu putem umbla în Duh. Așadar, se pare că e necesar să avem o gândire evlavioasă, reînnoită, pentru a avea o viață creștină reușită. Poate că viața ta e un haos total din cauza a 10 de ani de gândire greșită. În acest caz, e important să realizezi că viața nu ți se va îndrepta până când nu ți se îndreaptă gândirea mai întâi. Să nu uiți că această chestiune este imperios necesară. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să înveți să gândești așa cum și-ar dori El. Nu poți rezolva nicio problemă doar dacă ești hotărât. E important să fii hotărât, dar să fii hotărât în Duhul Sfânt, nu prin efortul propriei tale firi. Duhul Sfânt îți e aproape. El este ajutorul tău. Cere-i ajutorul. Bazează-te pe El. Cu ajutorul Lui vei reuși. Oferă-i Duhului Sfânt controlul asupra vieții tale. El te va conduce spre voia perfectă a lui Dumnezeu pentru tine, care presupune binecuvântări nespuse, nenumărate, pace și bucurie.